Bună, oameni frumoși, bine v-am regăsit. Ce faceți, cum sunteți? Haideți să vedem cum veți sta cu dragostea în perioada 1-15 aprilie 2023, voi cei din zodia Fecioară sau care aveți ascendentul sau luna în zodia Fecioară. După cum știți, dacă vă doriți o citire personalizată sau vreți o rezolvare într-o anumită problemă, nu ezitați să-mi lăsați un mesaj pe WhatsApp la numărul 0726-981-520, număr pe care îl veți găsi și în descrierea acestui video. De asemenea, dacă vă doriți și vă face plăcere, să-mi lăsați un like, un coment sau să vă abonați acestui canal, să apăsați clopoțelul pentru notificări în cazul în care vă doriți să participați și voi la ședințele live pe care le voi mai face și de acum încolo. Nu vă costă nimic, absolut nimic, să știți că eu oricum vă mulțumesc din suflet pentru tot și pentru faptul că îmi sunteți alături. Și haideți să vedem mesajul suplimentar care a căzut la voi. Vă văd prinși între două situații. Pe de o parte oferiți foarte multă iubire, pe de altă parte primiți, dar nu primiți din direcția dorită de voi. Unii dintre voi va trebui să faceți o alegere în perioada următoare sau în sfârșit vă puteți bucura de un bine al sufletului, să-i spunem așa, pentru că toate sacrificiile pe care voi le-ați făcut în ultimul timp încep să vină cu bucurie către voi. Adică dacă ați făcut un gest frumos față de cineva, să știți că se va întoarce către voi și se va întoarce în zecet. Dar este vorba și de viceversa, da? În funcție de fiecare ce ați făcut. Haideți să vedem energia perioadei. Vă uitați în zare, vă gândiți la viitor, așteptați niște semne, așteptați o minune unii dintre voi. Văd un progres, o evoluție foarte frumoasă de care veți avea parte pe planul amoros. Aici puteți cunoaște persoane interesante sau puteți închega o relație mai serioasă, mai durabilă. Văd și legături la distanță. Dar apare dorința aceasta că te vreau mai aproape de mine. Cam așa vă văd. Vreau să fii acum lângă mine. Da, vedeți că unii dintre voi în perioada următoare veți trăi niște emoții intense, inedite poate pentru unii dintre voi. Văd îndrăgosteală, alții dintre voi faceți un drum important unde veți cunoaște o persoană care vă sucește mințile, vă puteți reîndrăgosti unii dintre voi, alții veți simți fiorii dragostei. Este o perioadă intensă în care socializarea este foarte bine aspectată, cunoștințele, da, pentru că veți cunoaște oameni noi cu care veți lega prietenii și pe viitor putem vorbi chiar și de o poveste serioasă de dragoste. Iar în alte situații văd că trăiți clipa, vă bucurați de tot ceea ce vine în perioada aceasta. Ce va gândi persoana iubită despre voi? Văd o relație la distanță în primul și în primul rând. În al doilea rând, această persoană se cam învârte în cerc. Ba se gândește, ba nu se gândește, ba vrea ceva, ba vrea să închidă tot. Văd totuși o încheiere de etapă. Ia să vedem ce gândește. Da, își dorește o perioadă să stea singur, singură, să mediteze asupra lucrurilor. Poate aveți de face tot cu o fecioară sau poate voi sunteți în această energie căutând niște răspunsuri sau așteptând să se întâmple ceva, pentru că văd aici că vă învârteți în cerc, exact cum v-am spus. Puteți avea de face și cu un vărsător, cu un leu sau cu un taur, dar poate fi vorba și de faptul că primiți semne din partea acelei persoane că se gândește la voi, dar nu este atât de concret și nu vă dați seama. De aici foarte multe semne de întrebare pe care vi le veți pune. Ce va simți această persoană? Poate fi mai în vârstă, poate fi o persoană căsătorită, poate fi o persoană tradiționalistă. Aici această persoană se gândește la ceva durabil și simte nevoia de a fi cu cineva pe termen lung. Vis-a-vis de voi, simte nevoia să vă împărtășească ceva, gândurile lui, gândurile ei, vis-a-vis de ceea ce își dorește. Pentru că vorbim de o persoană stărită sau o persoană care își dorește stabilitate pe termen lung. Pentru această persoană este foarte importantă iubirea, dar și închegarea relației, dar ce vă aduce împreună. Pentru că văd și atracție intimă, dar și o relație bazată pe încredere și sinceritate. Mai mult această persoană se bazează pe, exact cum v-am spus, situații practice, da, cum suntem împreună ca și cuplu,
pe partea ce putem construi împreună, ce putem clădi, pe încredere pune foarte mult accent și mai puțin pe partea emoțională. Pentru ce aflați într-un cuplu, văd foarte multă fericire și chiar un eveniment fericit. Orică apare un copil, orică apare cerere în căsătorie, ori vă mutați împreună, ori puneți baza unei case împreună, văd foarte multă speranță. Dacă vă doriți să deveniți părinți, sunt șanse mari pentru a vi se îndeplini acest vis. Sunteți într-o perioadă foarte bună în care lucrurile vor merge din ce în ce mai bine. Vă văd împliniți, vă văd satisfăcuți și văd că unii dintre voi veți vindeca mai multe probleme vechi care au apărut sau care au fost. Pentru cei aflați într-un trio amoros, văd foarte multă suferință. Vă doriți cumva să vă întoarceți în trecut și să faceți o altă alegere. Adică în momentul în care a început această poveste de trio, v-ați lăsat duși de val și acum, în momentul acesta, regretați decizia pe care ați luat-o și văd că stați pe gânduri și așteptați cumva o minune ca să vă puteți hotărâ ce faceți de acum încolo. Nu vă mai regăsiți absolut deloc în această poveste, pentru că persoana pe care voi o iubiți este cu altcineva și văd că are tendința de a-și îndrepta relația, iar voi cam ieșiți din peisaj și suferiți enorm. Nu știți ce să faceți, nu știți ce ar trebui să faceți, de ce să vă rupeți de sentimentele pentru el sau pentru ea, să vă rupeți de tot de această persoană, nu știți exact, dar știți că vreți mai mult. Iar e foarte posibil că această persoană să vă ducă într-o zonă în care să bateți pasul pe loc. Nu vă văd mulțumiți, nu vă văd împliniți și nici fericiți în relațiile acestea. Văd doar foarte multă suferință în perioada următoare și voi, că așteptați ceva, sau ce așteptați voi, nu prea se întâmplă. Pentru cei singuri, avem un doi de bute. Bun. Nu vă mulțumiți voi ușor, cu jumătăți de măsură, dar vă uitați în trecut cu regret. Vă uitați la ce ați lăsat în urmă și nu vedeți clar ceea ce aveți deja în fața voastră sau care poate veni în viața voastră. Dragilor, unii dintre voi sunteți prea ancorați în trecut și lucrul acesta vă aduce foarte multă suferință. Pe de altă parte, vorbim de faptul că nu căutați în direcția potrivită persoana iubită. Poate fi vorba de faptul că vă simțiți goi, vă simțiți singuri, mult prea singuri, vă simțiți abandonați de toată lumea și nu credeți că poate exista o persoană care să vă completeze. Dar să știți că văd aici, în preajma voastră, o persoană de la drum, care trebuie să ia o hotărâre. Este cu cineva în momentul actual, dar îi atrageți atenția. Nu știe ce să facă. Contează foarte mult atitudinea voastră în această poveste, dacă vreți să fiți cu cineva și să scăpați de singurătate. Provocarea vine cu doiul de spade. Ia uitați cum trebuie să luați voi hotărârea. Numai că nu vedeți lucrurile clar. Sunteți nesiguri, vă simțiți într-un impas și aveți nevoie de o certitudine. Ei bine, aici vorbim de faptul că o discuție între patru ochi vă poate ajuta să luați decizia cea mai bună. Poate să alegeți între două persoane, între două gânduri, două sentimente, două situații cu care aveți de-a face. Trebuie să mergeți pe drumul cel bun, pe calea voastră, pentru a fi fericiți și pentru a fi împliniți. Surpriza vine cu cinciul de bâte. Scăpați de un conflict, scăpați de o situație grea și văd mult mai multă stabilitate. Voi aveți în preajma voastră o persoană foarte energică, foarte comunicativă, care va încerca să vă atragă atenție din toate direcțiile posibile. Voi, din cauza că sunteți foarte abătuți și supărați, nu vedeți că această persoană chiar își dorește să se apropie de voi mai mult decât o face în momentul actual. Trebuie să lăsați să pătrundă, trebuie să-i dați voi acestei persoane să intre în viața voastră. Sfatul este să nu mai stați agățați de o suferință, să nu vă mai uitați în trecut și să vă plângeți de sau să plângeți de ce s-a întâmplat. Pentru că nu vă ajută. Voi aveți nevoie de multă putere să vă întăriți partea emoțională pentru a fi fericiți. Văd variante în preajma voastră. Poate că suferiți după cineva, poate unii suferiți că sunteți singuri și nu mai vedeți nimic pozitiv la orizont. Alții dintre voi poate vă doriți tare mult să cuceriți acea persoană care v-a luat ochii, să spunem așa, da?
Dar pentru că voi sunteți foarte agățați în suferința aceasta și vedeți lucrurile din perspectiva voastră, nu puteți clădi această relație bazată pe maturitate emoțională. Pentru că văd în preajma voastră o energie care încearcă să vă intre pe sub piele și să vă cucerească sau să vă ajute să ieșiți din zona de suferință, dar voi nu vreți să o vedeți. Dragilor, cam atât am avut să vă spun. Vă mulțumesc din suflet că mi-ați fost alături și astăzi. Vă pup, vă îmbrățișez pe toți cu mult drag și să ne auzim cu bine data viitoare. Pa, pa!